Preoților, sunt foarte multe metode de infiltrare a bisericii. Cu erezii, cu răstălmăciri și sunt foarte multe motive pe care oamenii le au. Unul dintre ele este relevanța. Convenția de săptămâna viitoare are titlul Impact și biserica trebuie să aibă impact în societate. Dar relevanța bisericii este atunci când biserica nu este ca lume. Nenorocirea este că avem foarte mulți oameni în vremurile de astăzi, în bisericile noastre, care ne trăsc, ne trag, contaminează mintea tinerilor, a fraților, a surorilor, spre lume. Și testul pe care cred că astăzi l-am primit din partea lui Dumnezeu este să ne conformăm Scripturilor. Asta este învățătura dată Sfinților odată pentru totdeauna. Mici derogări, mici schimbări, încetul cu încetul, ne duc către firea pământească, către pretențiile firii pământești și către desfrânare. Vreau doar în 2 minute să vă spun o întâmplare. Știți că nu este ușor să stai 10 de ani în fruntea unei biserici, așa cum e cazul fratelui Moise, cum e cazul nostru aici, și să reziști asalturilor din toate părțile. Da, acolo de ce e voi și la noi, nu? Dar ce numai voi sunteți mântuiți? Dar ce o să ducă în iad toți americanii? Oh, cât de șmecheră este firea pământească și câte artificii știe să coclească. Uitați-vă cum se întâmplă și uite-te în viața ta și calculează, vezi de unde te-a tras firea pământească, de unde era acum 10, 20, 30 de ani, la credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. Și ce s-a întâmplat ca să ajungi unde ești astăzi? Am mai povestit lucrul ăsta și vi-l reamintesc, care l-ați uitat. Un pastor american a ținut o predică într-o biserică și l-am tradus. Și am prins atunci ideea asta și nu mi-a părăsit mintea și memoria niciodată. Acest pastor american era copil în timpul Marii Depresii Economice din anii 30, în secolul trecut. Erau săraci lipiți pământului, aici în America. Pentru că nu produsese mai nimic pământul, mai ales în zona aceasta fertilă din Midwest. Și zice, plecam la școală flămânzi și veneam de la școală flămânzi. Ani de zile n-am fost nici măcar odată sătui. Mâncam să supraviețuim. Și drumul către școală era pe lângă o livadă de portocali. Părinții ne-au învățat, că pe vremea aia părinții erau creștini și creștinii învățau pe copii să nu sară garduri, să nu fure. Și zice, ne-au învățat ca să nu vă vină poftă, mergeți pe trotuarul celălalt. Trotuarul celălalt de livadă era lângă o cale ferată, pe unde venea trenul. Era un fel de delușor și calea ferată. Și ei mergeau pe trotuar pe partea cealaltă. Și așa mergeau la școală în fiecare zi, până când într-o zi unul a spus, măi, dar mirosul nu se fură, hai să mergem pe lângă livadă, măcar să mirosim dacă nu putem să mâncăm. Au mers pe lângă livadă și într-o zi unul s-a blocat, s-a oprit brusc. În livadă era o portocală căzută din portocal, jos pe pământ. Dezbaterea teologică a fost următoare. Dacă e căzută și dacă se strică, e furt să te duci și să o iei? N-au încheiat dezbaterea teologică decât când s-au întors de la școală și portocala era tot acolo. Și-au hotărât că dacă unul sare gardul, ia portocala căzută,
o aduce, îi dă cojile jos și o împar și frățește și duhovnicește, nu-i păcat. Acum, în fiecare zi treceau pe lângă livadă și se uitau să vadă portocale căzute. Dar nu întotdeauna cădeau portocale aproape de ei. Mai cădeau puțin mai în interior. Și dezbaterea teologică a fost, dacă e mai în interiorul livezii, că nu luăm din pom, e păcat să mergem și să le căutăm? Și atunci au spus, nu merge numai unul, intrăm toți. Au intrat toți în livada cu portocali și au început să umble printre portocali să găsească portocale căzute. Uneori găseau, uneori nu găseau. Și într-o zi unul, mai deștept, că ăștia care răstălmăcesc scripturile sunt întotdeauna mai deștepți, a dat cu umărul într-un portocal și au căzut vreo două portocale. Și au spus, Dumnezeu, treaba păcatul lor, ci trebuia să stea acolo, nu să cadă jos. Normal că de la datul cu umărul un portocal până la întinsul mâinii, că e mai civilizat să o iei, a fost o chestiune foarte scurtă. Vă spun unde au ajuns. Își umpleau poala de portocale, săreau gardul și așteptau să vină trenul și aruncau cu portocale în tren. Așa am ajuns la cârlige în nas. Știți cum am ajuns la cârlige în nas? Am ajuns de la 1, la 2, la 4, la 6 și spuneți-mi voi, dacă ai voie să spui cercei în ureche, care e diferența între gaura din ureche și gaura din nas? Din limbă și din buze. Și după ce i-am tăiat colțul la batic și l-am împăturit în două, în patru, care-i problema? În șase, care-i problema? Ața aia, sfoara aia invizibilă. E următorul pas. Așa se strecoară lumea în biserică, așa se renunță la principiile sfinte și biblice, negru pe alb, scris în scriptură, în bisericile noastre. Nimeni nu vine berbec și capră din prima zi. Îi crește cât un cornuc, două, cât un colț, două. Și ne trezim că nu mai semănăm cu cei în timpul cărora erau botezuri cu Duhul Sfânt, vindecări și minuni. Că Dumnezeu nu pune ștampila pe o biserică compromisă. Dumnezeu nu ștampilează firea pământească. Mulțumesc, frate Moise, că mi-ai dat un pic de apă la memoară, că mă băteau gândurile astea de mult. Vă rog frumos, fetelor și surorilor, ia vă rog frumos, rochile mai aproape de gât la spate și în față, mânecile mai jos un pic. Că pe cât de senil e la Biden, nu v-ați putea permite, intrați cu una de aia, trebuie să o tragi ca să... Vă rog frumos! Vă rog frumos, băieții, pantalonii mai lărguți. Uitați-vă aici. Dacă nu poți să faci așa, vezi? Așa, două, trei degete. Voi nu purtați îmbrăcăminte să le placă la fete de voi. Voi purtați îmbrăcăminte să le placă la alți bărbați de voi, băi. Ia mai lărguțe toate pe noi. Vă rog frumos. Ia poftiți cu ciorapi în picioare, că n-am chef să-ți văd pielea. Decență, sămânță dumnezeiască, bun simț. Astea se respectă și în case mari, ale lumii, ale oamenilor. Atenție cu concertismele astea. Și mai spun una și pe urmă mă opresc, că și așa am depășit programul, acum ce mi-e 3 minute, ce mi-e 5. Neprihăniților leșa de binecântarea de laudă.
S-au invitat să vină la noi cântăreți care cântă la operă. Și noi i-am primit. Am zis că nu-i primesc. Pentru că noi combinăm scenele. Mă interesează când sunt în Timișoara, în Cluj, în București sau mai știu eu unde. Când cânți de profesie muzică lumească ca să distrezi lumea, nu se potrivește. Dar acum au un alt proiect. Ți-au auzit de proiectul Procred în România. Vă spun ce fac ăștia. Aduc cântăreți din lume cu cercei până aici, vopsite ca sorcovele, și le pun în gură cântări de Sfântul Moldoveanu. Că dacă am zis Sfântul Pavel, am voie să zic și Sfântul Moldoveanu. Cântări scrise pe burtă, în pușcărie, pe cimentul gol, bătuți și schinciuiți. Și pun cântările sfinților în gura nelegiuiților. Avem talente. Avem talente, fraților, în biserică. Avem tineri care cântă la vioară de plâng și pietrele. S-a auzit mai devreme. Avem coruri, avem duete, avem cântări frumoase cântate de sfinți. N-avem nevoie de nelegiuiți să ne cânte cântările. Să facă teatru cu cântările sfinților. Și n-avem nevoie de credincioși care să cânte pe platformele lumii și să distreze lumea. Că nu-s mărturie. Se amestecă albul cu negru și se face un gri, o confuzie totală. Aud că sunt tineri care merg la concerte lumești. Alea sunt festivalele satanei. Cine se duce acolo intră în părtășie cu draci și nu mai are ce căuta la cina Domnului. Noi nu avem poliție, noi, fraților. Eu nu sunt, n-am securitate, n-am securitate, nu pot să umblu dincolo de ușile bisericii. Acolo sunteți voi, părinții. Dar măcar între pereții ăștia, că aici s-a muncit, aici s-a vărsat sudoare, aici s-au buzunărit frații, sfinții Domnului, ca să facă zidurile astea frumoase. Între zidurile astea n-are ce căuta nelegiuirea, n-are ce căuta lumea. Haideți să ne ridicăm în picioare și să venim înaintea Domnului să-i mulțumim pentru dimineața asta. Eu personal am fost răscolit adânc de ceea ce ar trebui să însemne și ceea ce ar trebui să fie credința sfinților dată odată pentru totdeauna. Că dacă nu o ținem și nu o păstrăm, degeaba sunt toate. Să cerem putere, să luptăm și să biruim. Ne rugăm cu toată biserica.